Vlad și Cătălina știm cu toții că așteaptă un bebe. Cătălina este însărcinată, a fost în casa Mireasa împreună cu Vlad, au fost și la capricii, iar atunci nu știau sexul bebelușului și iată că au făcut un video să ne arate și nouă, să împărtășească cu noi această veste minunată. Era așa ca o poveste, erau voce pe video și cei doi s-au emoționat foarte tare, au lăcrimat și după au deschis cutia, așadar Cătălina și Vlad vor avea un băiețel. Foarte fericiți amândoi și ne bucurăm și noi pentru ei. Îi urăm Cătălinei sarcină ușoară în continuare să se iubească și să se înțeleagă la fel ca și până acum și toate cele bune celui micuț care va veni în câteva luni pe lume.